fugică și pe acolo. Ai tremurat, Florentin, la returul de la Miercurea Ciuc? Da. Mai mult decât ai fi crezut, ai tremurat la returul ăsta. Am tremurat puțin pentru că... E frig la Miercurea Ciuc, e polul frigului. Da, au jucat, abordat o atitudine agresivă, cu un pressing total și au avut niște ocazii care dacă, mai ales dacă marcau la început atunci și cu siguranță situația era alta. Dar vreau să vă spun ceva. În iarnă nimeni nu dădea vreo șansă lui Dinamo. Cum au reușit să se organizeze, așa, târâși, grăbiși, cum au reușit. Mai au pierdut câteva meciuri, mai au câștigat. S-au organizat. Jos pălăria pentru felul cum au gestionat situația, grea, cam albit pe aici printr-o parte și pe la spate puțin. De-aia te-ai dus, că... să nu se vadă, ținând cont de dorința asta nebună, ca Dinamo să rămână în Liga 1, pentru că vă spun sincer, dacă Dinamo pica, cu greu se mai ridica și nu știu dacă... A mai picat, vezi de treabă. Dacă ne aducem bine aminte, să nu uităm cum a promovat, cum la baraj cu FC Argeș, problemele pe care le-a avut Argeș atunci, au fost... Da, crezi că istoria era mai greu să se repete, dacă ar fi retrogradat. Da. Dar mă bucur foarte tare că, uite, au început să se reorganizeze, mă bucur foarte tare că au rămas în Liga 1 și, bineînțeles, cu... S-au reorganizat, Florentina, seara a dat afară 6 jucători. Da, mi se pare un lucru normal să dai afară niște jucători. Eu n-am mai văzut un comunicat, mulțumim jumătate de echipă, vorba colegului meu, Remus. Serios, erau așa pe rând, mulțumim. De la Craiova, după retrogradare, au plecat 7 jucători. Alin, unul câte unul au fost anunțați. Acum poză cu 6-7 jucători și mulțumim toți odată. Unul câte unul la o jumătate de oră. La o jumătate de oră, da. Decât să piardă zi de zi cu câte un jucător, așa i-a băgat pe toți la grămadă. Pe sigur că da. Și au rezolvat cazul. Asta e soluția? Pentru că, da, dacă vrei să ai calitate, dacă vrei să ai rezultate, trebuie să schimbi ceva, trebuie să-ți aduci jucători de calitate. O iei de la zero și nu mai tremuri pe tot parcursul anului, dacă ți-a adus jucători buni, cu jucători care fac o pregătire fizică foarte bună și jucători care fac diferența. Dinamo nu trebuie să mai sufere cum a suferit anul ăsta. Și antrenorul știe foarte bine ce are de făcut. L-am văzut și în conferința de presă. Mi-a plăcut adică cam singur ieri în conferința de presă. Mi s-a purtat așa, că am lăsat acolo de izbeliște, serios. Și o conferință de presă care nici măcar n-am văzut-o transmisă pe undeva. Dar tot că vorbeam de antrenor, te întreb pe tine ca suporter al lui Dinamo, nu ca antrenor, că ți-e greu să vorbești ca antrenor. E o veste bună sau mai puțin bună pentru fanii lui Dinamo că Kopić va continua pe banca lui Dinamo? Eu aș fi mers în orice situație, adică nu, ținând cont că a reușit să facă un lucru extraordinar, să salveze echipa, mi se pare normal să-i dea continuitate omului să-și facă drumul pe mai departe. Pentru că atunci când ți-a fost greu, el a stat lângă tine, a suferit împreună cu jucătorii, a avut rezultate, a ținut Dinamo în Liga 1. Din punctul meu de vedere merită continuitate și să-l lăsăm pe om să-și facă treaba, să vedem ce poate să ofere și în momentul când are fotbaliști de calitate, când are o ia de la zero cu pregătirea și vedem ceea ce poate să ofere. Pentru că până acum a reușit și a îndeplinit obiectivul. Haideți să vedem ce va face și pe viitor când aparent, între ghilimele, îi va fi mai ușor. Dar spunem că nu vreau să las meciul de luni așa. Ce senzație a avut? A fost vreodată un meci al Dinamo în care te simți ca fan atât de, nu știu, încordat, supărat, dezamăgit? În ultimii ani mă refer. Cum să spun? Dinamo a suferit în ultima perioadă, ținând cont de goluri. Nu cum a suferit cu 5-6, dar o echipă totuși de locul 6 din Liga 2. Probabil că s-au organizat mai mult pe faza defensivă. Au vrut să apere rezultatul de 2-0. Uite, de exemplu, eu am avut 3-0 cu Zalău, da? Da. Și niciodată nu le-am cerut jucătorilor mei să se retragă. Pentru păi vezi, asta este discuția, Florentin. Și Dinamo a plecat la 2-0, exact cum ai plecat tu la retur.
Da, pentru că sunt rezultate grele, rezultate, mai ales partea cea mai grea este cu automulțumirea jucătorului în momentul când vede și simte că are un avantaj. Eu nu o să pot, adică nu pot să fac lucrul ăsta. Și cu toate că am avut avantajul ăsta, am suferit, mai ales în prima parte a jocului, când ambele echipe am jucat, am avut ocazii extraordinar de mari, dar uitați-vă, de exemplu, au apărat acel 2-0, să ne aducem aminte ce ocazii au fost, pentru că am avut puține ocazii, în schimb Csereda a avut niște ocazii extraordinare. Și ocazii și ghinioane cu accidentar și cu ce a fost. Da, corect. Dar fac parte din joc până la urmă. Ai dreptate. Toate lucrurile astea fac parte din joc și cel mai bun și cel mai bine mă bucur că Dinamo a rămas în Superliga. Spune-mi un jucător de la Unirea Ungheni care l-ai propune lui Copici, dacă ai. Pentru Dinamo. I-aș propune cel puțin 3-4 jucători, pentru că am jucători cu experiență. Îți dau numărul Niculescu și îl sun direct, că vorba aceea, sunt mai ieftini. Sunt bine organizați. Să știi că am niște copii extraordinar de buni. Dă-ne două nume. Păi am pe Ionuț Barstan, care este jucător under, născut în 2004. Îl am pe fratele lui, care e în 2005-2006, care sunt copii foarte buni. Îl am pe Todoran. Pot să îți spun despre Astafei, despre Fiulop, despre Ovidiu Horșia. Care... Aia, de ăștia de 35 de ani nu zici nimic. Zici Ovidiu... numai de aia de 19. Ovidiu Horșia, care este un talent... Stai, că are vreo 24-25. 23-24 de ani are. Este un jucător... E veteran deja. Păi și atunci Astafei ce? Păi nu, dar Horșia... Astafei deja cum e Nistor și Chipsiu la Ucluș. Sunt ca de la Cluj, dinozaurii, cum le zice Vivi. Da. Întotdeauna un jucător mai... Eu nu le spun jucător bătrân, le spun jucător cu experiență. Ei fac diferența pentru că ei sunt cei care îmi formează grupul, sunt cei care îmi țin vestiarul și, bineînțeles, să nu uităm că Astafei mi-a dat aproape toate golurile, Fiulop la fel... Ovidiu Horșea, am jucători buni, jucători tineri, jucători pe care cu siguranță fotbalul românesc se poate baza pe viitor.